Guvernul României împreună cu Comisia Europeană organizează în zilele de 28 și 29 octombrie forumul anual al strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Ediția din acest an se desfășoară sub sloganul Regiunea Dunării mai puternici împreună, mai puternici în lume și are loc la Palatul Parlamentului din București. Forumul anual este principala reuniune a strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării și reunește reprezentanți guvernamentali din cele 14 state dunărene, alături de oficiali europeni, reprezentanți ai regiunilor și orașelor dunărene, mediului academic și de afaceri, ai societății civile, precum și alți promotori de proiecte. Lucrările au fost prezidate de Comisarul European pentru Politica Regională, Johannes Hahn, și primul ministru al României, Victor Ponta. Strategia Dunării a luat naștere în urmă cu aproape 6 ani, prin o viziune a Austriei și a României, a celor două guverne, împărtășită însă imediat și de alte țări din zonă, cu toți înțelegând necesitatea de a dezvolta o regiune specială, un tezaur, o bogăție pe care o reprezintă în mod indubitabil Dunărea. Temele de discuție ale forumului vizează rolul strategiei Dunării pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă, echilibrarea dezvoltării economice cu ecologia și gestionarea riscului de mediu, precum și finanțarea proiectelor aflate pe agenda acestei strategii și încadrate în bugetul 2014-2020. Cei 4 piloni de dezvoltare ai strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, interconectivitatea acestei regiuni, protejarea mediului, creșterea prosperității și, bineînțeles, consolidarea regiunii Dunării oferă posibilitatea unei abordări generoase și complexe, în care forumul legislativ, împreună cu executivul, dar și cu societatea civilă, pot construi împreună instrumente cu adevărat valoroase și durabile de creștere și dezvoltare în beneficiul cetățenilor. Cred că această participare mare confirmă necesitatea pe care toți factorii implicați au perceput-o de a trece la următoarea fază, și anume implementarea concretă și coordonată a proiectelor specifice. Obiectivele strategiei sunt clare și sunt asumate de către toți cei implicați ca și obiective comune de dezvoltare durabilă a macroregiunii. Voința politică însă trebuie dublată de angajamentul fiecăruia dintre noi, că vom armoniza obiectivele naționale de dezvoltare cu prioritățile din strategia Dunării. Era nevoie, în primul rând, de o coordonare politică a promovării acestor proiecte, care, bineînțeles, se fundamentează în bună măsură pe o finanțare europeană, pe o finanțare de la bugetul Uniunii Europene, în ciclul bugetar care va începe în 2014 și se va termina în 2020. La forum au participat și 2 dintre parlamentarii de Giurgiu, deputații Nicolae Florian și Ioan Viorel Teodorescu, care au subliniat importanța implementării proiectelor specifice regiunii Dunării. În primul rând, este foarte importantă pentru dezvoltarea României, pentru dezvoltarea regiunii noastre, pentru dezvoltarea orașului și județului nostru. Se bucură de o reală susținere din partea Uniunii Europene, din partea statelor membre Uniunii, ce aparțin Uniunii Europene, și bineînțeles salutăm și noi aceste inițiative. Îi felicit pe organizatori pentru deosebita conferință pe care au reușit să o organizeze la Palatul Parlamentului și bineînțeles felicit și pe cei care susțin această strategie de dezvoltare a regiunii Dunării, în special pe domnul prim-ministru Victor Ponta. Este foarte importantă, este o reuniune care are loc în țara noastră, ceea ce înseamnă de altfel pentru această strategie că suntem și noi parte din ea. Este foarte importantă pentru România, este importantă pentru județul Giurgiu, pentru că din această cauză suntem aici interesați de toate proiectele care ar putea să vină spre județul nostru și spre orașul Giurgiu, făcând parte din această adunare. Forumul de la București urmărește abordarea modului în care strategia ajută statele riverane să facă față provocărilor actuale, dar și să influențeze revitalizarea economiei, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. Este efectiv cel mai important moment politic al strategiei. În general, forumul anual al strategiei este evenimentul care adună la oaltă actorii, promotorii de proiecte, cu decidenții politici, cu finanțatorii, după cum îl definește și numele, este un forum, este o piață publică în care oamenii se întâlnesc în jurul unui interes comun. Forumul are ca și premieră două reuniuni extrem de importante, cea a miniștrilor de externe, dar și reuniunea miniștrilor de dezvoltare regională din țările riverane. Discursurile înalților demnitari participanți la forumul anual SUERD puteți urmări într-o ediție specială imediat după jurnalul TV Giurgiu.